Când spui viață de student, te gândești la sesiuni și nopți lungi la petreceri în cămin. Dar studenții au și ei pasiunile lor și sunt cât se poate de surprinzătoare. 40 de studenți, fete și băieți de la diferite facultăți își petrec mare parte din timpul liber pe un lac din județul Călăraș din pasiune pentru pescuit. Mulți merg acolo pentru a învăța tainele pescuitului într-o tabără de vară. Pe drumul național 4 spre Oltenița, la kilometrul 30, se află lacul dinozaurilor, unde capturile sunt între 8 și 20 de kilograme. O echipă de 40 de băieți și fete, împreună cu 6 instructori împărțiți în 8 echipe, sunt într-o tabără de pescuit. Studenți la medicină, drept, ASE sau politehnică încearcă să învețe tainele pescuitului. Nu trece mult timp că avem prima prezentare de monstru mustăcios de aproape 10 kg. Du-te sub el! Gata, sus! Bravo! 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 Nu ridica cărumin ciogul! Dacă tot avem acțiune studențească, am rugat-o pe Bianca, student la politehnică, să fie reporter de serviciu și să realizeze ceva interviuri cu colegii de pescuit. Primul venit, primul servit, Bogdan, student la medicină, dar și organizatorul taberei de pescuit, membru activ al clubului Enjoy. Spune-ne, Bogdan, ce facem noi astăzi aici? Astăzi suntem la Pescariada Studențească ediția 2, un concurs amical organizat de clubul la care activez Enjoy Fishing, cu scopul instruirii tinerilor studenți în artele pescuitului. Și în ce costă instruirea? Instruirea constă în tot ceea ce înseamnă pescuitul sportiv, aruncatul cu lanseta, năditul cu cobra, scosul peștilor. Interesantă acțiune, dar să vedem și ce părere au studenții. Mi se pare foarte frumos, e o experiență pentru toți. Fiind prima mea experiență aici, din punctul meu de vedere a fost ok. Am prins un crab de vreo 12 kg. Sunt extraordinar de pasionată de pescuit. Între timp, seara se așează pe lac, iar răcoarea este tocmai bună pentru dihaniile din lac. Așa că urmează prima recuperare de crap de noapte. A luat firul și trebuie să scoatem firul din minciog. Oricum sunt minciog. Uite. Ia. Nu prepare firul. O salonțică de 4 kg. 3 zile de tabără alături de 40 de viitori doctori, ingineri, economiști, care au promis că vor avea grijă de natură. Ei transmit tuturor pescarilor îndemnul. Îndemnul!